Salut și nu pagadi, maimuțoiule! Salutări lui Dimitri Rogozin, bufonul penibil al Moscovei și în același timp vicepremierul Rusiei. Băiatul ăsta cu gura spartă pe Facebook iar a vrut să treacă cu avionul pe deasupra noastră și iar nu a fost lăsat. Ori e bou la cap și uită că este interzis în țările NATO, ori vrea să sfideze Occidentul, așa cum o mai face uneori și stăpânul lui, Vladimir Putin. Numai că Putin are o vrăjeală mult mai fină de caghebist cu ștaif. Nu intră cu cizmele murdare de noroi pe internet și amenință toată lumea la beție cu nu știu ce avioane și rachete. Rogozin e un țărănoi cu banda scurtă, care în capul lui e decât conflict și bătaie. Numai dacă te uiți pe Facebook să vezi ce postează, îți vine să vomiți. Pune decât poze cu armament, militar și alte căcaturi de-astea de adolescent cu buba pe creier. Imediat după ce n-a fost lăsat să zboare cu avionul de linie deasupra României, pajul cel viteaz de la Kremlin s-a pus cu degeturile alea groase pe tastatură și a postat un mesaj în care zice că Occidentul nu îi lasă pe ruși să fie liberi și puternici, dar ei o să fie. Și că creaturile mărșave care nu l-au lăsat să aterizeze la Chișinău o să plătească. Ăsta e nebun! Exact așa cum face și mulți compatrioți de-ai noștri, Nea Rogozin confundă libertatea țării cu prostia lui. La cretini, libertatea înseamnă să faci ce vrea plua ta, indiferent de reguli și legi. Dacă vine cineva și zice că ai sărit gardul, te iei de el și urli ca proasta în târg că îți este nerespectate drepturile. Probabil că mintea lui Rogozin, anexarea Crimeei este un act de dobândire la libertate. Adică așa a simțit el că trebuie să fie liber, să se ducă cu tancurile peste niște oameni și să le ia țara. Astfel de animale la costum trebuie nebăgate în seamă și puse pe mute, pentru că decât agită lumea. Iar noi, în loc să ne văităm la NATO că ne amenință un prost, mai bine ne întoarcem cu spatele și bem o bere. Sincer să fim, de asta își și permite toți terchea berchea ca ăsta de prin guvernul Rusiei să ne ia la mișto pe net. Vede și ei că ne furăm singuri căciula și că din cauza la hoție și idioțenie suntem slabi și vulnerabili. În ochii la ruși, cred că inspirăm exact atâta respect câtă seriozitate inspiră mustața lui Silvius Dragnea. Stați calmi și nu vă speriați că nu are curaj să ne facă nimeni rău atâta timp cât suntem singura țară medievală membră UE și NATO. Nimeni nu are curaj să se pună cu tradițiile și obiceiurile noastre strămoșești, care este hoția, minciuna și curvă săreala politică. Asta e armele noastre numărul unu și nimeni nu ne va bate, nici chiar Rogozin, cu aroganța lui porcească. Până data viitoare, like-uri și prietenie la toată planeta, mai puțin la țara aia mare și a dracului și rea.